Internaționala Tineretului, sărbătorită în 12 august, a fost marcată în județul Hunedoara printr-o întâlnire a autorităților locale și județene cu ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero. Aceasta a început periplul prin țară cu această ocazie acasă în județul Hunedoara, dorind să fie alături de tinerii hunedoreni. Mâine, 12 august, marcăm Ziua Internațională a Tineretului. Și mă bucur să dăm startul acestei zile foarte importante pentru toți tinerii din România, toți tinerii de pretutindeni, români sau de alte naționalități, chiar de aici de acasă, din județul Hunedoara. Vreau să o felicit pe doamna Izabela Doboli pentru că a pregătit și a organizat acest eveniment dedicat tinerilor din județul Hunedoara. Este un prilej pentru a discuta politicile pe care trebuie să le implementăm alături de autoritățile locale, județene, centrale, cu privire la susținerea tinerilor și cel mai mult ne dorim ca ei să aleagă să rămână aici acasă în România. La cum o știu eu pe doamna ministru, sunt convins că pe această componentă la București este un om care știe ce are de făcut și un om cu expertiză. Și sunt convins că putem să îmbunătățim foarte mult lucrurile. Dacă nu o să facem asta, o să vedem în continuare cum localitățile, nu numai rurale, ci și urbane, se depopulează. Deși în ultimii ani, și doamna ministru a subliniat foarte bine, există un curent foarte, foarte mișto și care are în mediile, cel puțin de multinațională, o foarte mare trasabilitate. Este vorba de revenirea tinerilor acasă sau mutarea acestora în mediul rural. În ceea ce privește locurile de muncă pentru tinerii hunedoreni, directorul AJUFM Hunedoara spune că principala noastră misiune, știm cu toții că reprezintă grija față de toți cetățenii care nu au un loc de muncă, să-i sprijinim, să-i calificăm, să îi orientăm. Din punct de vedere al structurii șomajului la tineri, astăzi, la 31 iulie, avem 1200 de persoane, 205 tineri înscriși în evidență, dintre care avem sub 25 de ani, 484, între 16 și 29 de ani, din mediul rural, 384 de persoane, 821 din mediul urban. Avem anumite facilități conform legii 76 și încercăm să îi informăm și să-i sprijinim pe tineri. La angajare, dacă sunt în șomaj, primesc 30% din ajutorul de șomaj. Avem în categoria de prime de inserție, prime de activare, prime de stimularea mobilității în cazul în care se mută într-o altă localitate și avem partea de convenții. Toți angajatorii care încadrează tineri între 16 și 30 de ani, pentru că legea 76 s-a schimbat și ne spune că partea de tânăr îl este inclusiv 30 de ani. Activitatea ministrului familiei este una vastă, iar în acest final de săptămână, hunedoreanca Natalia Intotero se va afla în mai multe județe din țară pentru a fi cât mai aproape de oameni. Mâine, în data de 12 august, vom fi la Timișoara. Timișoara, capitală culturală europeană, ne dorim pentru o zi să fie și capitala tinerilor din România și din afara țării. Și pe această cale vreau să mulțumesc tinerilor studenți Casei de Cultura Studenților din Timișoara, care ne-au susținut în organizarea acestui eveniment, dar mai vreau să mulțumesc și tinerilor minunați, echipelor de robotică din județul Hunedoara, care au acceptat invitația noastră și vor fi prezenți la Timișoara și, în ultimul rând, echipei Leleșana, condusă de domnul primar Achim Ciprian de la Lelese, care vor performa alături de tinerii din comună în municipiul Timișoara. Apoi vom continua, să spun așa, călătoria noastră pentru a ajunge într-un alt loc binecuvântat al țării, Sfânta Mănăstire Oașa. Duminică vom fi alături de Părintele Iustin, de Părintele Stares și toți părinții acestei sfinte mănăstiri și 300 de tineri studenți din țară și din străinătate, tineri de etnie română din afara granițelor țării și vom continua demersul nostru și în celelalte județe ale țării. Dar dați-mi voie să urez tuturor tinerilor la mulți, sănătoși, fericiți ani
și în egală măsură aceleași urări de bine, de sănătate și de la mulți ani pentru cei care urmează să își sărbătorească și ziua numelui.